Bună, ce faceți? Eu sunt Laura. La mulți ani pentru 9 ani, că în 2018 nu ne-am văzut încă, sau ne-am văzut. Asta e prima chestie pe care o filmez eu singură pe canalul meu pentru 2018 și sunt foarte încântată. Și anul ăsta va fi mai multă Laura pe YouTube, fie că vreți, fie că nu. Și voiam să încep anul cu ceva pozitiv și ceva, nu motivațional, dar vreau să fiu drăguță și să vă zic câteva chestii drăguțe. Lucruri care te pot face mai fericit în 2018. Sunt pur și simplu lucruri pe care le puteți face pentru o viață mai bună și mai drăguță în 2018 și o să vă spun și de mine care sunt planurile mele, pentru că am planuri mari. Primul lucru, demachează-te în fiecare noapte și în fiecare dimineață, dar noaptea, seara, după ce ajungi acasă, indiferent că ai avut full face de make-up sau ai avut doar concealer sau n-ai avut nimic, chiar și așa, dacă ai avut doar o cremă sau nimic, demachează-te, vei vedea că tenul tău o să arate din ce în ce mai bine și sper că toate vă demachiați înainte să vă puneți la somn, pentru că mi se mai întâmplă și mie dacă, nu știu, să zic, dacă vin din club. Și una din rezoluțiile mele este să nu mai ies atât de mult cum am ieșit anul trecut, spre exemplu, în oraș. Dau așa cu o dischetă sau nu dau deloc și mă trezesc a doua zi și mă simt groaznic, mă simt groaznic. Deci este foarte bine și trebuie, tenul are nevoie să respire, să fie curat în permanență seara și dimineața și veți vedea, chiar dacă nu vă machiați, că veți vedea impurități. Încearcă să bei minim 2 litri de apă pe zi. Știu că e clișeu, știu că auziți mereu, dar este atât de important să bei câtă apă are. Corpul are nevoie de apă. Cu cât bei mai multă apă, cu atât nu reții apă în corp și ești mai sănătos și apa intră, iese și e practic un circuit care merge perfect. E un sistem care trebuie hidratat și noi suntem mai mult de jumătate apă, deci avem nevoie de multă apă și spun apă ca să înțelegeți că trebuie să o bezi. În 2018 sunt sigură că o să te facă fericiță, ferici. Dacă vei învăța să spui nu. Nu este un cuvânt foarte puternic și este un cuvânt pe care eu abia învăț să-l spun. Dacă nu vreau să merg în unele locuri sau dacă nu vreau să fiu cu niște oameni, dacă nu vreau să fac ceva, dacă e ceva ce nu-mi doresc, voi spune nu. Sau voi spune că nu vreau sau voi spune că nu pot, în orice caz nu. Adică nu o să mă mai pun în situația în care eu să-mi sacrific confortul și liniștea și bunăstarea pentru altcineva. Mai ales dacă omul ăla nu este atât de important pentru mine. Și nu e vorba de răutate, e vorba că vreau să fac, anul ăsta vreau să fac și de acum înainte vreau să fac ce e mai bine pentru mine, fără să mă intereseze neapărat de ce poate să fie mai bine pentru altcineva, pentru că de foarte multe ori oamenii pe care tu îi pui pe primul loc nu te pun nici măcar în top 5. Deci, nu. Stai departe de oameni toxici și dacă nu am ceva de învățat de la un om și dacă nu mă inspiră și dacă nu aduce un aport de bunătate și de pozitivitate și de bucurie în viața mea, bye bitch! Doar nu? Da, nu a Laura. Mergeți în fiecare zi pe jos 10 minute, 20, 30 de minute, o oră, mergeți pe jos. În 2018 citește mai mult și lasă Netflix-ul ăla pentru o oră și citește eventual înainte să dormi, pentru că e foarte nașpa stai pe laptop sau pe telefon înainte să dormi și că n-ar trebui să te atingi de niciun gadget vreo oră înainte să dormi. Deci o carte este rezolvarea perfectă, plus că dacă iei una care nu e extraordinar de wow, poți să adormi, adică să citești, să iei ceva mai boring puțin și să adormi citind. Este super. Are sens ce spun? Petrece timp singură. Știu că sună trist, dar nu este. Eu acum stau singură, sora mea nu mai stă cu mine și ideea e că petrec singură foarte mult timp, foarte mult timp, foarte mult timp. Uneori mai mult timp decât mi-aș dori, dar îmi dau seama că îmi face foarte bine pe termen lung, adică poate pe moment nu îmi place și sunt gen, vai, iar stau singură, vai, ce fac azi, vai. Am realizat că îmi place într-adevăr și că mă bucur de compania puținor oameni și că puțini oameni chiar mă fac să mă simt bine și dacă am de ales între, nu știu, niște oameni pe care îi cunosc sau cu care sunt ok și cu care aș putea să petrec timp sau să stau singură, voi alege să stau singură pentru că e liniște, îmi place, stau eu cu mine, cu gândurile mele. Într-o zi o să avem 7 copii care o să alerge prin toată casa și o să-mi amintesc de aceste momente și o să mai am doar amintirile a ceea ce înseamnă să fii singur și să stai singur. Deci, perfect.
Un sfat pe care mi l-a dat o tipă care îmi făcea un masaj la un moment dat, ca să am fața, să nu mai stau încruntată, să nu mai am fața căzută în zilele mai rele. Mi-a spus să mă spăl cu apă rece, 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 gheață, de vreo 6 ori pe zi. Nu apuc să mă spăl de 6 ori pe zi pentru că mă spăl dimineața și înainte să mă machiez și seara după ce mă machiez mă spăl de vreo 3 ori pe zi, că dacă te machiezi nu mai ai cum să te dai cu apă rece. Dar dacă aveți o zi din aia no make-up naturală, neapărat cu apă rece, cât mai rece, să vă spălați pe față, dar nici măcar să vă spălați, pur și simplu vă aruncați apă în față dimineața, seara, faceți asta, credeți-mă, la fel ajută foarte mult. Nu vă spălați pe față cu apă caldă. Nu este bine pentru față, e cel mai rău lucru, apă caldă, apă fierbinte, e groaznic. Și pentru corp, apa caldă nu e, apa călduță e ok, apa fierbinte nu e bună deloc. Apă cât mai rece. Eu vara îmi făceam dușuri cu apă rece, dar acum nu mai pot, dar încerc în orice caz să nu împrăjesc corpul. Cremă hidratantă. Haideți să facem din 2018 anul cu cel mai curat ten și cu picioare fără celulită și abdomen plat. Încă o chestie care o să te facă fericită, cumpără-ți chestia aia care îți stă în minte. Sunt sigură că e ceva, poate e scump, poate e ieftin, poate oamenii din jurul tău au zis că nu ți-ar sta bine sau că nu ți se potrivește sau că nu e gen tău sau că e naș. Nu-i asculta. Dacă ție îți place și dacă îți stă aici, fă-o, cumpără-o, pentru că o să dispară de pe raftul ăla sau din magazinul ăla online și o să-ți pară rău. Așa că fă-o, oricum banii o să-i cheltui pe altceva, așa că mai bine faci ceva ce te face pe tine fericită. Și dacă observați, 2018 este anul ăla în care este vorba despre tine, mă rog, despre mine, pentru mine, dar pentru voi, despre voi. N-are nimic sens din ce spun, dar nu contează pentru că am o stare foarte bună. Și ultima chestie pe care vă recomand, să vă faceți un, nu știu dacă se numește exact wishlist sau wishboard sau panou cu rezoluții, whatever, nici nu contează. Ideea e să intrați pe Pinterest, spre exemplu, sau pe Google, sau pe Instagram, sau oriunde credeți voi că o să găsiți poze cu chestii care vă inspiră și pe care vi le doriți. Le trageți la imprimantă, undeva la F64, la imprimanta voastră de acasă și să le puneți undeva. O să vedeți ce impact o să aibă asupra subconștientului vostru, pentru că nu trebuie să fie neapărat un lucru la care te gândești zilnic, dar să fie un lucru pe care ți-l dorești. Eu anul trecut am făcut asta, anul ăsta încă lucrez la el pentru că nu m-am hotărât exact ce merită să fie acolo, pentru că mi-am dat seama de puterea gândurilor mele. Anul trecut mi-am imprimat o casă drăguță și m-am mutat. Mi-am imprimat poze cu New York și cu LA și cu Hollywood și am fost acolo. Mi-am imprimat multe călătorii, ceea ce am făcut, undeva exotic am fost. Și pur și simplu mi-am imprimat nu neapărat lucruri materiale, cât experiențe, locuri. Și s-au întâmplat. Mi-am imprimat o geantă Gucci și am primit o geantă Gucci de ziua mea, dar nu pot să fac să mă mai laud cu ea pentru că m-am lăudat destul. Și tot ce era acolo s-a întâmplat, ceea ce mă face și fericită, dar mă și sperie, pentru că îmi dau seama cât de puternic este de fapt gândul și că dacă gen, chiar te gândești la ceva și îți dorești un lucru, el se va întâmpla. Și încă mă gândesc ce merită să fie pe peretele meu și ce merită să fie în mintea mea. Sfătuiesc să faceți același lucru, veți vedea că e foarte puternic. Toată chestia asta e foarte puternică și o să vă prindă bine. Să vă setați niște lucruri, pentru că în momentul în care îți setezi niște lucruri și îți setezi niște scopuri, atunci știi pentru ce lucrezi. Dacă nu știi pentru ce lucrezi, încotro. Și scopul meu e ăsta. Mi-am pus 6 luni la dispoziție să-l am. M-am apucat de sală de ceva timp. Carmen Fit a fost atât de drăguță încât să-mi facă o dietă personalizată, meniu vegetarian, pentru că nu am mâncat carne deja de vreun an jumate. Mi-a făcut exerciții speciale pentru mie și ce are corpul meu nevoie. I-am dat poze before care sunt horror și mi-a fost groază să le fac. Nu m-am îngrășat foarte mult, m-am îngrășat să zic într-un an jumate, doi, adică a fost ceva treptat și n-am mai fost slabă cum eram eu slabă de mult timp, dar nu pot să zic că pe moment nu mi-am dat seama, doar că acum stând să mă uit la poze și gândindu-mă cum eram și cum am îngrășat, mi-am dat seama că nu sunt fericită de fapt și că nu mă simt bine și de ce să mai stau în corpul ăsta o secundă dacă eu nu mă simt bine în el. Și dacă pot și am puterea, am 21 de ani acum și pot să-l schimb în, nu într-o secundă, dar în câteva luni, adică și așa că m-am apucat de sport, mâncare sănătoasă, multe legume, fructe, semințe și mă simt bine, mă simt foarte bine, beau apă, mă plimb, ascult muzică, stau eu cu mine, citesc, fac toate lucrurile pe care v-am spus să le faceți și voi și
Sper să dea rezultate, chiar sper să dea rezultate. Voi începe să merg și la Centrul Fericirii, care este acest loc super, super tare, unde în afară că îți faci masaje și poți să faci tratamente de slăbire, poți să mergi și la un terapeut și efectiv să găsești fericirea din tine. Și chiar vreau anul ăsta să fie foarte, foarte mult pe dezvoltare personală, pe iubirea de sine, pe acceptare, pe, nu știu, tot ce am avut eu în suflet până acum, sper să se materializeze în 2018 și sper să se întâmple același lucru și pentru voi. Sper că nu v-am plictisit prea tare și un ultim lucru, cred că orice lucru la care te gândești destul se poate întâmpla. Adică orice vis, oricât ar fi el de mare, dacă îi acorzi destul de importanță și faci tot ce trebuie ca el să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Eu asta cred, eu asta știu de fapt și sper să o descoperiți și voi, pentru că este în voi. Bun, da, cam ce zi știu, dar asta am simțit să fac, așa că dacă pot fi auzită, de ce să nu spun ce vreau să spun? Nu? Eu sunt Laura, vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat, nu uitați să vă abonați pentru că pun clipuri noi săptămânal și vă pup! Ok.